Universității Dace și Romane Deva, în special la doamnei manager Liliana Țolaș, care, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi aici alături de noi. Vă spun bine ați venit la una dintre manifestările organizate de instituția noastră, una dintre manifestările care se înscrie într-un lung șir de manifestări dedicate artelor vizuale, atât din punctul de vedere al fotografiei, dar și al celorlalte arte vizuale. Nu pot să vorbesc prea mult despre această expoziție, pentru că o să-i dau cuvântul președintelui Asociației Artiștilor Fotografi Hunedoreni, domnul profesor Grigore Roibu, cel care a avut inițiativa organizării acestui salon. Mulțumesc! Trebuie să spun de la început că Daniel Iancu a fost sufletul acestei expoziții. N-am știut dacă ea va mai avea loc acum la sfârșit. A fost oareșcum altfel proiectată. Ultima dată când am vorbit, îmi aduc aminte oareșcum cu plăcere la acest, în acest spațiu a fost despre al doilea, despre primul război mondial. Acolo eram un pic așa cam stingher. Aici sigur că despre fotografie o să vorbesc cu totul și cu totul alt fel. Deci, după cum spuneam, el este sufletul acestui salon. Acest salon noi l-am dorit ca un salon de iarnă, ca o primă ediție a unui salon de iarnă, în care asociația noastră să facă un bilanț, să facă o întâlnire, să fie o expoziție care adună toate preocupările artiștilor fotografi care au intrat în asociația noastră. Sunt 18 lucrări, am să și enumăr cei care au expus: Adrian Stoica, Ovidiu Manuelescu, Alexandru Popa, Andrei Rosetti, Marius Isvan, Raul Coenar, Cosmin Stan, Mihai Panaitescu, Iulian Solda, Horia Ștefan Trânc, Daniel Iancu, Ioan Todor, Cristian Rus, Radu Munteanu, Oana Munteanu, Nicolae Oprea, Vasile Sârș și eu. Este o expoziție care trece de la figurativ la non-figurativ, de la real la abstract. Este o expoziție care vă propune tocmai toate aceste preocupări, adună diversele preocupări ale artiștilor fotografei. Vom avea, hai să zic, pe lângă această expoziție, încă câteva momente care eu le consider importante. În primul rând, vrem să aducem un omagiu pe lângă ceea ce vedeți aici și pe această simeză extrem de frumoasă, înaintea sărbătorilor de iarnă. Haideți să și spun ce vedeți. Practic, sunt trei mari preocupări aici. Una a artiștilor care sunt pe partea de abstract, una a artiștilor și care trebuie să enumăr peisagiști de aici, avem câțiva foarte buni printre noi, cum este Cosmin Stan, cum este Cristi Rus de la Vlad, pe care îl avem aici astăzi. Și o parte în ultima sală în care oareșcum ne-am legat de figura umană, aparține, să zicem așa, zișilor portretiști din asociația noastră. Cam astea sunt cele trei direcții și trebuie văzută expoziția ca o expoziție de club, ca o expoziție de asociație care adună toată această diversitate stilistică a preocupărilor celor care au intrat în asociația noastră. Asociația are, la ora actuală, sunt o asociație foarte mare, cu 28 de membri. Am crescut. Suntem o asociație nouă, însă. Ne-am înființat în februarie și iată, suntem la a treia manifestare importantă. Prima a fost prezent, un prezent pe care l-am spus la Teatrul Național de Artă de aici. A fost expoziția prin care ieșeam cu lucrările noastre public. Acea expoziție a devenit itinerantă prin județul Hunedoara. S-a plimbat la Hunedoara, s-a plimbat la Brad, s-a plimbat... Acum suntem la a treia expoziție, această expoziție pe care am dorit-o ca un bilanț, ca o analiză a ceea ce s-a întâmplat în asociația noastră. Bun, un nou moment important, pentru ca să nu vă ținem aici, este cel de a desemna o serie de premii. În primul și în primul rând, nu trebuie uitat faptul că Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni și a tras SEVA, sau principalii membri au fost cei care s-au adunat în jurul atelierului de fotografie. Atelierul de fotografie a început undeva cu 5 ani, a fost la inițiativa domnului profesor Florin Ilieș. A avut două componente importante, acel atelier de fotografie, acele întâlniri pe care le-am făcut lunar, acele întâlniri care, din păcate,
n-au mai avut loc acest an. Sigur că s-a dezvoltat atelierul de fotografie, s-a dezvoltat acum asociația, asociația a preluat o parte, însă a rămas acea componentă foarte importantă a salonului de fotografie în semne fotografice. Salon pe care l-am amânat nu degeaba, ci pregătim un salon mai special. El va avea loc, pentru toți cei care m-au întrebat, va avea loc. Ne pregătim un catalog pentru că tocmai se împlinesc 5 ani de la această inițiativă care a avut loc pe 16 septembrie 2013. A fost acea expoziție Sentimente Ilustrate, după aceea s-a numit în semne fotografice. Pentru tot sprijinul pe care l-am acordat în susținerea fotografiei și promovarea pe care a avut-o și unde am ajuns noi ca și asociație, vreau să-i mulțumim public domnului director Florin Ilieș și să-i acordăm această mulțumire. Mă simt onorat pentru această distinție și vreau să vă spun că am susținut și susțin în continuare din tot sufletul atelierul de fotografie la Colegiul Național de Ceval, sub forma care a existat sau sub o altă formă care va exista în continuare, vom vedea acum. Și cred că imediat după sărbători vom avea expoziția pe care semne fotografice, pregătim și un catalog, este gata, au fost ceva probleme la tipografie și nu vrem să suprapunem cele două evenimente, așa că pentru luna ianuarie vă invit la Colegiul Național Deceval, când vom lansa și albumul și vom avea expoziția. Lucrările sunt printate, sunt pregătite, urmează venisaj. Aș vrea să îi mulțumesc domnului profesor Andrei Rossetti pentru că a sprijinit foarte mult activitatea artistică în școala noastră. Dânsul este și absolvent al colegiului nostru. A venit apoi Grigore Roibu și împreună au făcut o echipă foarte eficientă și i-am sprijinit din tot sufletul. Le doresc succes în continuare, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și sper să mai organizați evenimente de o ținută atât de ridicată. Vă mulțumesc! Ne vom mulțumesc! Fotografia a fost la inițiativa a trei artiști plastici și de toți trei profesori la Liceul de Artă, a mea, a lui Iorian Solda și Andrei Rossetti. În continuare vom acorda tot pentru sprijinul în organizarea primului salon de artă fotografică a artiștilor unedoreni. Acest salon care ne dorim să devină unul permanent, an de an, în bilanța nostru. Sigur că sufletul este Daniel, dar doamne manager al Muzeului Civilizației Dacice și Romane, vei lua cu premiul pentru mine. Și poate unul dintre momentele cele mai așteptate, ne-am gândit, tocmai pentru a sprijini arta fotografică care este la început, să acordăm un titlu de fotograful anului. Acest titlu de fotograful anului are mai multe considerente pe care le-am pus la bătaie. Practic este numele care am considerat noi că a sprijinit prin saloane, prin lucrările pe care le-a avut, prin ieșirile publice pe care le-a avut și a dus mai departe acest standard al artei fotografice cu nedore. Aici au existat mai multe propuneri și eu o să le spun pe toate. Marius Izvan este un fotograf destul de cunoscut, care a avut multe, multe Daniel Ceancu, da, care a obținut un premiu pentru reproducere după fotografia veche la expoziția Document Fotografic, ediția a 14-a de la Cluj.
Raul Păinar, care l-am văzut și pe el aici, este a obținut trofeul Jibou la expoziția Natura Vie de la Cluj și Alexandru Popa, care are peste 22 de acceptări, a obținut și o medalie de aur acordată de Asociația Artiștilor Fotografii din România. După cum ați și văzut, și această expoziție se află sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografii din România. Distinția de fotograful anului le vine lui Alexandru Popa, căruia îi mulțumesc. Îi urez succes în toată activitatea și ceea ce își propune să facă mai departe. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc, nu vreau să vă rețin mai mult. Fiind un moment sărbătoresc înaintea sărbătorilor de iarnă și fiind acest salon de iarnă dedicat și în care să ne bucurăm de reușitele sau vrem să vă bucurăm cu lucrările noastre, vă invităm la un pahar de șampanie cu care încheiem această sesiune. Mulțumesc mult!